În continuare vom prezenta procedeul de obținere a mirii artificiale. Avem nevoie de 100 ml de apă, în care dizolvăm 70 de grame de zahăr. Vă provocăm să ghiciți care dintre cele două pahare conține miere naturală și care miere artificială. Pentru a diferenția, vom face următorul experiment. Georgiana? Tămâm 5 ml de soluție de aridon în cele două pahare. Îngrășim cele două pahare până la temperatura de 40 de grade. Ridicăm temperatura. Vom observa cum mercurul urcă până la 40 de grade. Acum colega mea va introduce câte 7 picături de betagenă. Dacă amestecăm, vom observa că mierea artificială capătă o culoare violet-albastră.